Tânăra de 26 de ani era căutată de rude, vecini și polițiști de câteva zile bune. Tânăra în vârstă de 26 de ani plecase de la domiciliu în data de 3 aprilie, iar rudele sale sesizaseră dispariția sa la postul de poliție Albești. Urmare acestei sesizări au fost desfășurate activități de căutare atât de către polițiști din cadrul postului de poliție Albești, cât și de cei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, compartimentul urmăriri. Vecinii susțin că Viorica se simțea posedată de duhurile rele. Aceasta s-a transformat în ultimele zile din tânăra plină de viață pe care o știau într-o femeie închisă, speriată și tulburată. Familia era conștientă că aceasta are unele probleme, mai ales după ce, în urmă cu ceva timp, a băut o substanță toxică pentru a scăpa de satana și după ce a stat o noapte în fântână din același motiv. Nimeni nu a dat prea mare importanță pentru că toată lumea a mizat pe faptul că e tânără și că își poate reveni. Am auzit acum când mi-a spus, a sunat pe la 7 și mi-a zis că ai căutat-o, a zis că da și n-a găsit. După care la 8 am sunat și a spus ai găsit-o și mi-a zis că da, a găsit-o în podul căsii, altceva nu mai știu nimic. Te-ai gândit că o să fac așa ceva? Nu m-am gândit niciodată că o să ajungă la așa ceva. Iar nu era o fată care să facă așa ceva, dar nu știu de ce s-a întâmplat așa. Azi noapte murit. Ca să vezi, dar eu am făcut treaba asta întâi ca să vadă dacă ei umblă după dânsa. Dar el tot zău umblat pe dânsă. Erau bărbați. Ieri, erau... ieri. Da, da. O căutat-o? O căutat-o, da. Nu o găsit-o. Am fost cu minte, fata. Eu am fost vecină. Unii mă găsăm cu ința, vorbim. Pe urmă, de la un timp așa, mă mai găsăm cu ința, dar nu mai vorbea tot cum vorbea el. Nu putea. Nu putea, cred că. Nu putea, săraca. Ce să mai zic? Era tristă? Era tristă, era năcăjită. Medicii de pe ambulanță nu au putut decât să constate decesul. La caz a fost dirijat un echipaj cu medic care n-a putut decât să constate decesul, fiind instalate semne de moarte evidentă. Cadavrul a fost transportat la morgă pentru necropsie, iar rudele se pregătesc de înmormântare.